Nu știu cât de mult așteptați voi variantele custom ale GTX 1080 și GTX 1070, dar eu personal m-am rugat să ajungă la noi cât mai repede cu putință, indiferent de producător. Poate că prețul nu o să fie punctul forte al versiunilor custom, fiind cu siguranță mult mai mare, dar sunt curios cât de mult se pot juca producătorii cu frecvențele procesoarelor grafice de pe noua serie, ce sisteme de răcire vor adopta, așa răspunzându-mi la întrebarea, merită diferența de preț dintre Founders Edition și variantele custom? Asus Strix GTX 1080 este primul model custom ce ajunge pe masa noastră de teste și urmează să-l testăm pentru voi. Salut! Eu sunt Mădălin, iar acest video review este dedicat plăcii video Asus Strix Gaming GTX 1080. Construcția acestui sistem este una extrem de solidă, ce are la bază sistemul de răcire DirectCU3, sistem proprietar Asus, ce este cu siguranță una dintre cele mai bune răciri pe care le-am văzut pe un model custom. Dar nu cred că acesta este cel mai mare atu al Asus Strix GTX 1080, ci mai degrabă frecvența de bază a procesorului grafic, ce lasă în urmă la propriu varianta oficială Nvidia Founders Edition. Dar înainte să vorbim de frecvențe și să vedem și rezultatele testelor, haideți să mai întoarcem un pic placa și să vedem ce caracteristici mai descoperim la prima vedere. Backplate. La fel ca în cazul Founders Edition și Asus Strix GTX 1080 este dotat cu un backplate, dar cu ceva diferențe între ele. În timp ce pe modelul de referință backplate-ul era format din două bucăți, pe Asus Strix GTX 1080 este dintr-o singură bucată, iar a doua diferență majoră din acest punct de vedere este logo-ul ROG iluminat RGB. Iluminarea și selectarea unuia dintre cele 6 efecte, făcându-se numai prin intermediul softului proprietar Aura. Același soft ce se regăsește și pe plăcile de bază din seria Pro Gaming ale aceluiași producător. Alimentare. Poate foarte mulți dintre voi s-au întrebat de ce pe acest model avem două alimentări, una de 8 pini și una de 6 pini. Având în vedere că în fața noastră se află un model ale cărui frecvențe sunt cu mult peste cele disponibile pe varianta Founders Edition, oferind chiar posibilitatea de a le overclocka, avem nevoie de voltaje și tensiuni mai mari pentru o stabilitate cât mai bună a plăcii video. Pentru cei mai tehnici sau cei mai interesați de detalii, ar mai trebui spus că Asus Strix GTX 1080 are un VRM de-a dreptul impresionant, format din 8 plus 2 faze, față de cele 5 plus 1 disponibile pe Founders Edition, acesta fiind al doilea motiv pentru care avem nevoie de o a doua alimentare. Conector 4 pin pentru ce? Foarte simplu, pentru cei ce doresc să facă un overclock dus spre extrem și consideră că răcirea plăcii video nu face față, Asus le pune la dispoziție acești conectori, prin intermediul cărora puteți conecta încă două ventilatoare cu PVM. Turația acestora variind în funcție de temperatura procesorului grafic. Vă puteți gândi la această opțiune ca la un smartphone controller. Conectică sau porturi. Îmi place să văd că Asus au gândit un pic altfel distribuirea porturilor. Și asta având în vedere că VR-ul ia amploare pe zi ce trece. Asus Strix GTX 1080 dispune de două porturi HDMI, două DisplayPort și un DVI. De ce am ținut să menționez acest lucru? Gândiți-vă că aveți un monitor HDMI și vreți în continuare să-l folosiți prin intermediul unui cablu HDMI. Dacă ați avea un GTX 1080 Founders Edition cu un singur port HDMI, unde ați conecta dispozitivul VR? Cu siguranță ați face un compromis cumpărând un cablu DVI HDMI. Înainte de a trece la teste, haideți să vorbim un pic și despre specificațiile tehnice ale Asus Strix GTX 1080. Singurele diferențe despre care știe toată lumea de altfel sunt date de frecvențele procesorului grafic, dar nu uitați și de lățimea de bandă. Deci, vorbim de același procesor grafic, GP104, aceeași tehnologie, 16 nano FinFET, dar frecvență de bază de 1759 MHz în gaming mod și 1784 în OC mode, față de cei 1607 MHz de pe Founders Edition. Și nu ne oprim aici, pentru că și la GPU Boost Clock avem cifre destul de interesante. 1898 MHz în gaming mode și 1936 MHz în OC mode, față de cei 1766 MHz pe Founders Edition. O creștere considerabilă ce cu siguranță o să-și facă simțită prezența atât în jocuri, dar mai ales în softurile de randări, acolo unde procesorul grafic este destul de important.
Pentru frecvențe mai mari sau în cazul în care sunteți pasionați de overclock, vă recomand instalarea GPU Tweak de la Asus. Prin intermediul acestuia și la distanță de un buton puteți ajunge la minunata frecvență de 2050 de MHz sau, de ce nu, la 2088 MHz. Gata cu vorbele și hai să o punem la treabă. Componența hardware a sistemului nostru este deja arhicunoscută. i7-4770K, 8 GB memorie RAM DDR3 la 2400 MHz, placă de bază Asus Sabertooth Z87, sursă Seasonic de 620W, toate acestea asamblate în carcasa Cooler Master Storm Striker. Așadar, iată rezultatele testelor ce reflectă performanțele Asus Strix Gaming GTX 1080. Concluzii. Familia 10 de la Nvidia a impresionat de la bun început, dar din păcate încep să curgă variantele custom, printre acestea numărându-se și Asus Strix Gaming GTX 1080. Un monstru grafic în adevăratul înțeles al cuvântului. Nu am să iau în calcul prețul la care o să iasă acest model, ci am să mă rezum strict la performanțe și la ce oferă. Diferențele sunt vizibile fără doar și poate, acest lucru datorându-se frecvențelor ridicate, dar și arăcirii excelente. Se poate vedea foarte clar în testul dedicat temperaturilor că în momentul în care setați coolerul pe auto, turația se stabilizează undeva la 1900-2000 RPM, rezultând o temperatură de aproximativ 70 de grade. Iar în cazul în care vreți o temperatură mai scăzută și nu vă deranjează zgomotul generat de ventilatoare, puteți seta la 100% turația acestuia, rezultând o temperatură de 57-59 de grade. Per ansamblu este o placă video extrem de performantă, cu frecvențe ale procesorului grafic excelente și posibilitatea de a trece peste cei 2088 MHz. O răcire extrem de bine pusă la punct și foarte silențioasă în comparație cu Founders Edition,
posibilitatea de conectare a încă două ventilatoare, iluminare de tip RGB și, nu în ultimul rând, softurile mai mult decât prietenoase pe care vă recomand să le instalați, fără ele neputând elibera bestia în adevăratul înțeles al cuvântului. Asus Strix Gaming GTX 1080 este disponibilă în site-ul PC Garage, acces în linkul din descriere.